Un accident tragic a avut loc astăzi în comuna Prunișor. Un bărbat de aproximativ 60 de ani și-a găsit sfârșitul după ce mașina pe care o conducea a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața sau sunt răniți grav în accidente pe șoselele din România. Viteza prea mare, neatenția și imprudența la volan, oboseala sau agresivitatea în trafic sunt doar câteva dintre cauze. Astăzi, în comuna Ghelmejoaia, a avut loc un accident soldat cu victime omenești. Un bărbat în vârstă de circa 60 de ani și-a găsit sfârșitul după ce mașina pe care o conducea a părăsit partea carosabilă. Am ajuns imediat la locul accidentului, noi ieșeam din Prunișor, veneam de la Strehaia. L-am găsit încarcerat în mașină, decedat. Au venit imediat pompierii, l-au scos, am pus padelele, niciun semn de viață. Asta e, l-am găsit decedat, din nefericire. Din primele informații, se pare că este vorba despre un cetățean brazilian, iar accidentul s-ar fi produs din cauză că acesta avea probleme medicale. Am rugat un om să-i pună o lumânare. Nu știți ce s-a întâmplat? Nu știu. Venirăm și noi că văzurăm mașini, dar nu știu. S-a auzit doar impactul. Asta e o bubuitură. Și când ați văzut, a sunat la poliție? N-am zis la ce a sunat, niște șoferi de pe baza aia. Vă pare rău de... De om. Bărbatul din imagini ne spune șocat că nu știe cum a ajuns domnul cu mașina la el în curte. Și a aterizat fix în curtea dumneavoastră. Păi probabil că a avut o tresărire și trasă de volan stânga când văzut că intră în pod. Asta e părerea mea. La data de 14 martie anul curent, ora 15, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat referitor la faptul că pe drumul național 6, în localitatea Ghelmejoaia, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 61 de ani, cu domiciliul în municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism, a pătruns pe sensul opus de mers, a ieșit în afara părții carosabile, unde a lovit un podet și ulterior o amenajare din beton. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, una cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru salvarea victimei unui accident rutier produs pe DN6 pe raza localității Ghelmejoaia. Din păcate, persoana în cauză a decedat. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Ghelmejoaia în un accident rutier. Ajungând la fața locului, am constatat că un autoturism era în afara părții carosabile, o persoană încarcerată. Am descarcerat persoana, am predat-o serviciului județean de ambulanță în stare de inconștiență, fiind declarată decedată. Am intervenit cu o auto specială de lucru cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o auto specială de descarcerare. În clasamentul morților și răniților, România se află pe prima poziție, cu 85 de victime la 1 milion de locuitori, poziție pe care o deține de câțiva ani. Numărul victimelor din țara noastră este dublu față de media Uniunii Europene.